în căutarea propriilor drepturi personale, astăzi vreau să, mai, să, vă mai spun pe mai departe cum să te folosești de părțile de coproprietate ca să-ți faci ceva util pentru tine. Ceva economic, nu știu, ceva ce trebuie cu o casă, o masă. E, uitați! Ai 235.000 de kilometri suprafața țării, care e împărțită la 20 de milioane de oameni. Aia vine în jur de un hectar și 100 de metri pătrați, cam pe acolo. E, nu putem fiecare să împărțim țara în câte un hectar. E bine să fie, să fim coproprietari acolo, să putem circula prin toată țara. Mai ales că e disproporționată problema e, resurselor. Adică, într-o parte găsești mai multă câmpie. În altă parte găsești mai, multă, mai mult deal, munte. Și în altă parte păduri. Și e bine să fim coproprietari acolo, să ne folosim în coproprietate de toate astea. Un, un sol e mai bogat în minerale, altul nu. Altul e mai bogat în resurse ale subsolului. Și tot așa. Da, și e mai bine să fim coproprietari pe acolo. Bun, și ca să ne facem ceva util, ce, ce ar trebui să facem? Suntem coproprietari pe toată țara? Suntem. E, așa ar trebui să fim coproprietari și pe o fabrică, pe o uzină, ca să ne facem niște lucruri utile. Și lucrurile alea utile din care, pe care trebuie să le facem, trebuie să aducem niște resurse de undeva. Ori ale pământului, ori din subsol, minerale, ori lemn, pădure, apă, ceva. dar Și sunt un, neuniform uh, dislocate în, în toată țara. Ești în felul ăsta, trebuie să le găsești, să-ți faci acolo locul de extracție, fabrica, să le gândești bine. Bun. Și mai departe, cum facem, cum ne dăm muncile? Că unii suntem mai deștepți, alții mai proști, unii muncesc mai mult, alții mai puțin. Păi cum să facem? Păi după muncă, domnule, după contribuția fiecăruia. Așa îți dai salariile și bunurile care le facem fabricile. Da? Și juridica la o fabrică din aia se poate numi cooperativă. De ce? Pentru că dacă ești coproprietar în țara ta, acolo va fi ceva comun, dar co și operativă. Operativ că operăm împreună, da? Ne facem serviciu contra serviciu. Tu îmi faci mie pere, eu îți dau ție mere, știi? Facem serviciu contra serviciu și ne echivalăm muncile. Da? Valoarea socială la merele tale și valoarea la, la perele mele. E, în stilul ăsta se merge. Bun, și așa în toate, toate, fabricile și uzinele și orice. În orice lucru e același tipar, care l-am zis mai devreme. Da? Cooperativă în toate industriile, în toate lucrurile și se dau după muncă toate bunurile ce, ce e pe acolo așa. O să vă mai spun și zilele următoare cum vine treaba. Odată ce mai progresez cu diferite lucruri de genul ăsta.